Bine ați venit la ghidul rapid pentru utilizarea kitului cu amplificator de semnal Deeper. Vă vom prezenta cum să instalați și să porniți amplificatorul de semnal Deeper și alte accesorii incluse în set. Înainte de a folosi amplificatorul de semnal Deeper, asigurați-vă că l-ați încărcat. Pentru început, reglați picioarele trepiedului și poziționați-l într-un loc convenabil. Vă rugăm să rețineți, pentru o performanță eficientă, trepiedul trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 1,2 metri. Setați telefonul și suporturile amplificatorului de semnal Deeper pe trepiedul dumneavoastră. Atașați amplificatorul de semnal Deeper. Apoi, puneți telefonul în suport. Asigurați-vă de următoarele. Amplificatorul de semnal stă drept. Partea din fața acestuia este îndreptată spre dumneavoastră. Partea din spate este îndreptată către apă și navomodelul de nă. Puteți asigura fixarea în poziție prin înșurubarea manșonului portocaliu în sens opus a celor de ceasornic. Setul amplificator de semnal Deeper include și suportul de sonar Deeper pentru navomodelul de nădire. Acesta trebuie prins în mijlocul părții din spate a navomodelului de nădire. Curățați bine suprafața aleasă. Lipiți un sticker Velcro pe navomodelul dumneavoastră de nădire și așteptați 24 de ore înainte de a prinde suportul de sonar pentru navomodelul de nădire. Înainte de a începe pescuitul, prindeți suportul de sonar pe stickerul Velcro și poziționați sonarul Deeper în suport. Rețineți că trebuie să-l asigurați cu șurubul de prindere și cureaua de siguranță. Pentru a vă conecta sonarul Deeper și amplificatorul de semnal, introduceți navomodelul de nădire împreună cu sonarul prins de acesta în apă. Nu trebuie să fie la mai mult de 5 metri de amplificatorul de semnal. Asigurați-vă că suportul de sonar este bine reglat. Acesta asigură citiri corecte ale sonarului. Apăsați scurt butonul pentru a porni amplificatorul de semnal Deeper. Pentru a vă conecta sonarul Deeper la telefon, porniți Wi-Fi și conectați-vă la amplificatorul de semnal Deeper. LED-urile se vor opri din clipit după o conexiune reușită. Deschideți aplicația Fish Deeper. Pentru sonarele Deeper Pro Plus, Pro Plus 2, Chirp Plus și Chirp Plus 2, vă rugăm să alegeți modul Navomodel de nădire. Când găsiți un loc perfect pentru momeală, nu uitați să marcați un punct de interes. Pentru sonarele Deeper Pro, vă rugăm să alegeți modul doar scanare. Sunteți pregătit! În timp ce pescuiți, puteți verifica starea bateriei apăsând scurt pe buton. Dacă doriți să asociați amplificatorul de semnal Deeper cu alt sonar Deeper, puteți face acest lucru apăsând butonul timp de 5 secunde. Dacă asocierea a fost realizată cu succes, se aprinde o lumină verde. Când încheiați sesiunea, opriți amplificatorul de semnal Deeper apăsând pe buton timp de 2 secunde.